ce-ai vrea să te faci când o să fii mare? Aș putea să fiu ca țiriac, milionar sau nu, poate un sărac ca tata sau banal ca taică tu. Aș putea să am lumea întreagă la picioare sau să nu am nimic, să fiu un oarecare. Politica e nedreaptă, tată, și nu dau doi bani pe loc. Lăsați-mă, vă rog, să trăiesc în țara mea. Aici, acum sunt un român și atât. Și orice s-ar întâmpla, dau la mic decât să mă dau bătut. Noi toți trăim cu vise scrise într-o carte cu povești. Acum spune-mi, te rog, ce vis din listă ți împlinești? Poate vrei să fii bogat sau fericit până o să mori, sau poate vrei să dai o șpagă să trăiești de două ori. Banii nu contează atâta timp cât ai un vis. Poți să ai același vis și în București și în Paris. Eu nu vreau mașini, case, bani. Ar fi ușor, zâmbesc pentru prezent, nu mă întorc în viitor. Reține, ascultă-mă bine, nu mă ignora. I-am spus ce nu s-a spus vreodată, România nu-i jucăria ta. Pentru că ați avut tupeu ca să ne furați oina din România. Dați-ne la toți viză de America ca să vedem un meci de baseball la voi pe stadion. Suntem o țară mai săracă, deci vrem comision. În continuare lumea ar fi scris tot cu creionul dacă Petrache Boienaru n-ar fi inventat stilou. Nicolae Păulescu inventează insulina. Atunci Canada fură premiul Nobel, azi aur rugi în mină. Avionul cu reacție inventa tot pe la noi. Traian Vuia face ca mândria să renască noi. Am ales să dau înapoi ca un rac. Doar când lumea merge într-o direcție greșită, ai notat. Dacă ești orb, ne mai vedem. Dacă ești mut, mai vorbim. Dacă ești surd, ne auzim. Dacă nu, nu. Devin automat indezirabil, mizerabil, mă simt formidabil. Când predic adevărul, politicieni v-ați cam vândut poporul prin pile, pe vile. Mai nou votăm pastile și păreri subiective. Primim directive, dar terminăm facultăți și n-avem perspective. Trăim doar stări contemplative ca să ne treacă urâtul. Avem copii la majorat care nu-și cunosc trecutul. Aș vrea să mă fac erou.